trae Ogano. Acțiune prelungită, pasă ideală dată lui Vadea, gol! În minutul 12, acțiunea lui Craioveanu se încheie cu o pasă excelentă dată lui Pavel Badea, care înscrie în colțul lung 1-0 pentru Craiova. Încă o dată această frumoasă fază în care meritul principal cred că revine noarului craioveanu, care se numește Craioveanu, și în secundar finalizatorului acțiunii Badea. Pavel Badea, recent internațional, cu frumoase perspective. Pasa lui Olaru nu a fost însă prea reușită, totuși balonul ajunge la Badea. Încearcă să treacă de Sorovan, centrare în careu și gol! Gol al lui Ciurea! Iată că cel mai scump jucător de pe teren reușește să înscrie cu capul. Minutul 18 după cronometrul meu, avem reluarea, centrarea lui Pavel Badea. Și din careu, Ciurea reușește să înscrie primul gol al partidei. Și un lucru interesant, stimați telespectatori, iată, primul gol, societatea la Olaru, acțiune a jucătorului de la Universitatea, mingea la Badea, excelent tehnician acest Pavel Badea, așa cum îl cunoaștem, iată, reușește să recupereze, să dribleze și în cele din urmă, Biță este nevoit să-l faulteze destul de dur pe Badea și primește un nou cartonaș galben, dacă nu mă înșel, al treilea cartonaș galben în acest de-abia început de partidă.
Florinel Munteanu, același jucător laborios pe care îl cunoaștem, și de urmărit această fază, iată-l pe Badea într-un dribling foarte bun. Îi dă mingea unui coechipier, dar acesta așteaptă întârzi. Olaru a fost acolo și, așteptând poate un penalti, a ratat o fază care ar fi putut aduce egalarea pentru formația sa. PSM 2 venind acum într-un atac prelungit, combinație cu Badea. Badea în dribling și era cât poate să fie prins cala nu știu ce, dar iată pe Badea care au cușut, reușește! Bogdan Stelea se respingă în ultimul moment, superbă fază de contraatac a craiovenilor. Au încercat la un moment dat jucătorii dinamoviști, Cristian Stese, să-l prindă calea rugby, nu-mi dă seama de cuvintele pe Badea aflat într-un dribbling prelungit. Și reluăm această fază cea mai bună a craiovenilor în afara celei din minutul 14 prin care Sân 2 a deschis scorul. Din nou... Da,
Trattato. Ah, Emile. Ajde, 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 ajde,